vă prezentați, că nu toată lumea vă cunoaște. Doina Mârcă, nu e prima dată că sunt la dumneavoastră. Care e mai dragă toată lumea să la dumneavoastră, da. Nobul este o poezie tare dragă mie și recunosc în fața dumneavoastră că mai trebuia șlefuită aici acolo, dar sper să nu fiți așa critici. Nu. Nobul. Lângă fântână sus în vie, un nuc era de când mă știu. Și tare îmi era drag mie singură lângă el să fiu. Aici ciocănitoarea colorată se lăfăia cu cui ei cu tot și răsuna ulița toată de cântecele ei top-top. Mama iubea la fel ca mine și acasă când veneam îmi arăta că nucul meu s-a îmbogățit cu un nou cuib de turturea. Ades pe tata mă mai supăram când poate în glumă îmi spunea că nucul trebuie tăiat, că rău îi face viei cu umbra. Spuneam, o, Doamne, cum așa ceva, cum să strici raiul de miros amar? Și unde mai stă ciocănitoarea? Munca ei a fost în zadar? Impunător cu foșnet murmurat și admirat de sinfonia viei, nu cum zâmbește ca un împărat, păstrând în el vremea copilăriei. Timpul trecu neiertător, iar eu făcui ce n-am crezut vreodată. Și fără de-ai mei părinți am vândut casa și livada toată. Ultima oară în Cervenia când am fost și am vrut să văd bătrânul nuc, ceva în mine a murit, s-a frânt, că el era tăiat, el nucul sfânt. Am urcat sus la cimitir să pun părinților o lumânare și n-am avut curaj să le spun că nucul nu mai e și inima mă doare. Venisem fericită că-s cu băieții mei să pun aici o floare ca să mă vadă ei și simțeam lângă mine, chiar dacă nu mă credeți, dar s-a întâmplat ceva, norii s-au făcut vineți și parcă la un semn, vă jur, un vânt năpraznic s-a pornit și a început o ploaie deasă rece, iar plocul de la cruce a plesnit. Oare părinții mei s-au supărat că vânzând casa i-am trădat? Mi-am luat băieții și am plecat gândindu-mă la nucul retezat. Mi se cutremura lăuntrul meu și cu nădejde în suflet am sperat că va veni o zi când eu simți voi că părinții m-au iertat. Și rog să mă ierte și nucul, și casa, și via, și tot, și cei pentru mine Cervenia, că de dorul la toate chiar nu mai pot. Am încercat să mă adun și să-mi privesc băieții cu mare bucurie, că sunt cu mine, că am un sprijin, ei pentru mine apa vie și inima am crescut cât cerul, crezându-mă omul cel mai bogat și o fierbințeală mă cuprinse, îi simțeam pe-ai mei că m-au iertat.